Haide, gata. E verde. Emoții, emoții, emoții. E verde. Începe direct cu o săritură artistică. Un cloș la cap. Tărește. Pirueta dublă, din nou. Element artistic dificil. Are două elemente artistice foarte dificile. Cătălina își ridică foarte mult nota de plecare cu aceste elemente de artistică. Această pirueta de valoare D și prima săritură artistică care are valoare E. Și aici are legare. Bine! Oh, în fit! Bine! Bravo, Cătălina! Danilo, vă flic salt întins! Mai departe! Haide, haide! Legat! Foarte și stat! Frumos. Stai acolo! Haide, Cătă! Încurajată din sală, recunosc vocea Larisei, cloș. Foarte bine menținută planșa! Da! Se pregătește de coborâre, Cătălina. Ultimele emoții pentru noi. Haide, Cătă. Haide, Cătă. Haide, haide. Dublu echer. Frumos executat. Bravo, Cătă. Să nu greșesc. Să țip. Cred că avem aur și argint. Să vedem ordinea. Iordache sau Poror. Bravo. Două generații diferite. Împreunate de Mariana Bitanc și Octavian Belu pentru echipa României. Avem o reluare. Prima săritură artistică. Asta este cea mai mare dezechilibrarea Cătălinei. Dacă primește toate legările, are aceeași dificultate ca și Larisa, 6-4. Execuția va face diferența. Dublă pentru România, s-a întâmplat și în 89, aici la Bruxelles, atunci aurul a câștigat Gabriela Potorac, bronzul i-a revenit Danielei Silivaș la acest aparat. După atâția ani să vedem care e ordinea. Ponor pe primul loc, 11-200, diferență foarte mică. Iordache e doar bronz, doar argint, dar ordinea se poate schimba la sol. Cătălina e la al patrulea titlu european. Ce performanță! Ce imagini frumoase! A treia medalie de aur pentru România! Prima de argint! Ce clasament! Frumos!